Organizația județeană a Partidului Social Democrat Mehedinți a făcut un pas important în cadrul conferinței desfășurate sâmbătă 10 august în contextul pregătirilor pentru Congresul Național al PSD, programat pentru data de 24 august 2024. Peste 500 de membri ai organizației au participat la eveniment, exprimându-și sprijinul ferm pentru candidatura președintelui PSD Marcel Ciolacu, dar și pentru moțiunea acestuia de a obține un nou mandat la conducerea partidului. În cadrul conferinței, liderii PSD Mehedinți au făcut o analiză detaliată a rezultatelor obținute la alegerile locale și europarlamentare, subliniind performanțele remarcabile ale organizației. PSD Mehedinți a reușit să obțină un scor politic istoric, fiind clasat pe locul al treilea la nivel național și pe locul al cincilea în ceea ce privește voturile pentru funcția de președinte al Consiliului Județean. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a evidențiat performanțele remarcabile ale PSD Mehedinți, subliniind că aceste rezultate au fost posibile datorită muncii colective și a angajamentului fiecărui membru al organizației. Dragi colegi și prieteni, din cadrul organizației PSD Mehedinți, bine ați venit la conferința județeană din 10 august 2024. Înainte de a intra în ordinea de zi, prilejuită de votul pe care trebuie să-l exprimăm pentru delegația care va participa la Congresul Partidului Social Democrat din data de 24 august, ce se va desfășura în București, vreau să vă mulțumesc pentru prezență aici și să urez bun venit la primul eveniment de acest gen la care participă noi colegi care s-au alăturat organizației PSD Mehedinți înainte de alegerile locale din data de 9 iunie, alegeri pe care, așa cum știți, le-am câștigat, detașat, și am obținut un scor istoric pentru PSD Mehedinți. Am reușit să câștigăm cel mai mare număr de primari, 50 din 66. Am obținut cel mai mare număr de consilieri locali, 426, dintr-un total de 742. Avem un număr aproape dublu de consilieri locali față de PNL. Am obținut 18 consilieri județeni din 30, dublu față de PNL. La votul politic, adică votul pentru lista de consilieri județeni a PSD Mehedinți, organizația noastră s-a clasat la nivel național pe locul al treilea, în rândul organizațiilor PSD din țară, iar la votul pentru președintele Consiliului Județean, organizația noastră s-a clasat pe locul al cincelea, de asemenea la nivel național. Pentru alegerile europarlamentare, votul nostru a fost covârșitor, fapt pentru care organizația noastră, de asemenea, s-a clasat pe locul 3 la nivel național. Aceste poziții conferă organizației PSD Mehedinți și pentru mandatul următor de 4 ani un post de membru în Biroul Permanent Național, în conducerea Partidului Social Democrat, fapt care ne onorează, dar în același timp ne și obligă la rezultate cel puțin la fel de bune la alegerile din partea a doua acestui an, respectiv alegerile prezidențiale și alegerile parlamentare. Vă mulțumesc încă o dată pentru munca, devotamentul și solidaritatea voastră. Avem încrederea cetățenilor acestui județ care au arătat, prin votul lor, că își doresc continuitate și trebuie să le oferim stabilitate și dezvoltare. Nimic din ceea ce am realizat în județul Mehedinți nu se putea face dacă nu aveam PSD la guvernare. Astfel că acum trebuie să ne concentrăm pe ceea ce urmează. Cu guvernul PSD și Marcel Ciolacu în funcția de premier, județul Mehedinți a avut toată susținerea pentru investițiile care s-au realizat, a primit resurse financiare importante care nu se puteau atrage în alte condiții. Cu Marcel Ciolacu în funcția de prim-ministru, România a câștigat credibilitate în plan extern. În fața partenerilor strategici, România a intrat în spațiul Schengen cu granițele aeriene și va intra și cu granițele terestre în scurt timp. Vă propun ca prin delegații pe care îi avem la Congresul din 24 august, PSD Mehedinți să susțină pe prim-ministrul Marcel Ciolacu pentru un nou mandat de președinte al Partidului Social Democrat, împreună cu moțiunea pe care o va depune. Vă mulțumesc tuturor! Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, a subliniat în cadrul conferinței județene PSD Mehedinți că rezultatele remarcabile obținute de organizație sunt datorate muncii susținute a tuturor membrilor. Aceste rezultate sunt rodul muncii noastre, a tuturor și în primul rând a primarilor și a domnului președinte Aladin Georgescu. Am făcut echipă bună împreună,
ne-am suplinit, am fost unii lângă ceilalți, a fost liniște în partid și pentru că a fost liniște, au venit și rezultatele. Oamenii, în primul rând, cetățenii au fost mulțumiți de ceea ce am realizat noi, de la ultimul sat până la municipiul Drobeta, Turnu Severin. Asta arată că suntem oameni serioși, oameni implicați. PSD, în general, a dat oameni serioși și guvernarea PSD de-a lungul anilor a arătat că suntem apropiați și alături de oameni. Totodată, senatorul PSD Mehedinți, Liviu Mazilu, a evidențiat faptul că succesul la alegerile locale și europarlamentare reflectă eforturile constante ale echipei PSD în beneficiul comunității. Ignorantă poziție pe care a avut-o PSD Mehedinți și anume locul 3 pe țară la votul politic. Este imens, este uriaș ca într-un județ mic, cu adversari puternici, să reușim această performanță și rodul eforturilor dumneavoastră și a noastră a tuturor, care iată cu înțelepciune, cu tenacitate, cu inteligență, am reușit să avem și candidați buni și să obținem și rezultate foarte bune, pentru că acei candidați au fost credibili și fie prin realizările lor, fie prin programele pe care le-au propus, au reușit să convingă electoratul. De aceea Mehedințul este un județ roșu. Și nu întâmplător, iată, avem 16 localități în care scorul politic al partidului este peste 75%. Enorm, uriaș. Avem 45 de localități în care PSD-ul are peste 50%, adică mai mult decât toți ceilalți la un loc. Deputatul PSD Mehedinți, Alin Chiril, a transmis un mesaj de susținere fermă pentru Marcel Ciolacu în cadrul conferinței județene PSD Mehedinți. Acesta a subliniat că sprijinul organizației pentru candidatura lui Marcel Ciolacu reprezintă nu doar un act de loialitate față de conducerea partidului, ci și un angajament pentru viitorul PSD și al comunităților locale. Domnul președinte, vă felicit fiindcă de acolo dumneavoastră ați luat acest partid împreună cu domnul prim vicepreședinte, cu domnul senatori, cu noi toți, și ați dus echipa aceasta pe locul 3 național. Nu a fost ușor, a fost mult de muncă și aici nu mă refer la bătăliile duse doar în campaniile electorale. Ați fost un om serios împreună cu toată echipa partidului nostru, care ați muncit, ați făcut multe sacrificii și ați dat dovadă de seriozitate. Liderii PSD Mehedinți au transmis un mesaj puternic de unitate și angajament în fața provocărilor viitoare. Cu un mandat de succes la nivel județean și o susținere puternică la nivel național, PSD Mehedinți se pregătește să joace un rol central în viitorul Partidului Social-Democrat, consolidându-și poziția de lider în politica locală și națională.